Dosarul în care sunt, uh, cercet, sunt judecați penal Vladimir Andronache, fostul dumneavoastră coleg de partid, și uh, Blonski, cum îi spune? Anatolia. Anatolie. Blonsky. Ce am văzut noi pe acest dosar este, uh, sunt lucruri foarte interesante. Deci, doi oameni cercetați într-un dosar pentru, uh, care ține de furtul miliardului, uh, care au beneficiat din acest miliard furat, au fugit din țară, de frica închetii penale. S-au ascuns ani de zile, au fost dați în căutare. Au fost unul prins și adus, celălalt a venit el singur să se predea acum câteva, câteva puțin timp în urmă. Ajung în fața instanței, apar niște preoți, niște oameni cinstiți din societatea moldovenească și sunt gata să depună garanții financiare ca să fie cercetați în libertate acești foști fugari. Și în stanța, a, de Republica Moldova, judecătoria Chișinău, judecătorul Gheorghe Palan, decid să accepte această propunere de eliberare în schimbul garanțiilor a celor a, doi a, figuranți din dosarul furtului miliardului. Cum vedeți dumneavoastră aceste situații? Mai ales mă interesează opinia dumneavoastră, domnule Deacu. Tare sunt curioasă. ce ești curioasă? Și eu sunt curios. Pote, şi... i drag, domnul Andronache, ați fost într-un partid. bun, păcatul care îl fac uh, polițienii și televiziunile noastre, că de dimineață până seară discută despre dosare, despre... Uh, despre ce să Pe viață bună. Procurorii, judecători, de ce omul s-a întors în Republica Moldova? Fiindcă are încredere în justiția moldovescă. Evident. Eu presupun. Uh -huh. da? De ce aveți de... în vedere când, Eu... când, când un, când un uh, infractor fugar are încredere în justiția e cel caz când de domnul repvedere. Diacov are dreptate, doamnă da. El avea garanții, el era sigur că la da. va fi tot normal. Da. Spuneți, dar dumneavoastră când vorbiți că omul ăsta trebuie să stea în pușcărie încolo... Ce fel de argumente aveți? Dumneavoastră sunteți procuror, sunteți judecător, sunt sunteți... Păi, Spuneți că eu, ca ziarist am... Am realizat, de... da, nu. Te nostru care nu, ne privește... Noi toți, și este... toți facem justiție. Nu, nu, nu. Uitate, eu nu sunt jurist. Iată, eu tăman din categoria celor a. care fac justiție și mie nu-mi place să pun etichete și să acuz oameni fără a avea probe. Dar domnul Andronache și domnul Bloschi au fost uh, uh, cei mai fideli Uh, eroi a investigațiilor noastre. Cred că da. vreo 12 investigații le da, avem da, da. dedicate, Problema este, domnilor. <coughs> Problema este că noi trebuie să avem încredere în, în, în justiția noastră moldovenească, în procurorii noștri. Să mai avem, da? Eu vreau, eu vreau să am, sigur că da. da. N-am -am deci, încotro. Eu vreau, să am. -am încotro. Uh, eu vreau să vă spun că în funcția de președinte a Parlamentului, eu fiind, am propus doi procurori. Atunci în Constituție era la propunerea președintelui Parlamentului. Da. Și eu am propus doi procurori. Eu vreau să vă spun că acești procurori au fost votați de către Parlament, au fost în funcție și eu, ca președinte a Parlamentului, care i-am identificat, cu care am avut discuții, niciodată nu i-am sunat pe oamenii ăștia, unul dintre ei că este viu. Înțeleg? Da. Vedeți că avem exemple și diferite. Niciodată. Nu, nu, nu. nu eu, eu, vreau să spun la cum, procuror. eu vreau să spun cum ajungem noi la, la situații de, de, de genul de astăzi. Niciodată nu le-am sunat oamenii ăștia și-au îndeplinit misiunea. Ștefan e specialist în justiție, lasă să ridice dosarele, să ridice atmosfera, situația de atunci, Bun, fiecare instituție... Cum credeți ea că a... domnul Andronachi, cum el a obținut așa o atitudine de prietenoasă, de înțelegătoare da. din partea justiției moldovinești? Să-l <laughs> întrebați pe domnul Andronache. Domnul Arat, de ce nu vâneți în dificultate pe domnul Diacrof? Nu, dar eu nu sunt avocatul domnului Andronache. Dar eu nu vă întreb avocat. <laughs> eu nu, nu v-am întrebat dacă e vinovat sau nu. Sigur că dacă există dosare, materiale, cum spun, date de acestea convingătoare și așa mai departe. Sigur că justiția noastră trebuie să ducă. Noi trebuie să punem întrebare. De ce noi avem o astfel de că justiție? De ce, iată, justiția noastră din Republica Moldova nu poate ia. Da, uitați-vă, noi trei ani de zile... Să aibă o, succes în 3 3 zâli, oameni. Mariana, noi trei ani de zile tot facem reforme cu Nu Poate, iată, dumneavoastră, să că, că oamenii ăștia de, de acum, le, -le hamiti ei nu știu pe ce lumi trăiesc. A. procurori, judecători și mai departe. A. E normal situația asta? Da. Deci, eu mă gândeam, poate domnul Andronac este un geniu. Nu, eu nu vorbesc deci acum geniu. de persoane concrete, înțelegeți? Sigur că sigur că trebuie să fiecare om care are un păcat și așa mai departe, trebuie să răspundă în conformitate cu păcatul care îl care are mm. în fața justiției. Dar eu nu sunt procurorul nu trebuie, și judecătorul care trebuie să vin să-i judec aici pe... pe pe infractori sau pe, pe judecători nu, 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 dacă ați văzut, nu am cineva dacă este vinovat sau nu. Dumneavoastră acum când vorbiți, nu l judecați pe Andronache, dar îi judicați pe, oameni cu iepoleți, pe oameni care, au făcut, înțelegeți? și, asta se întâmplă în fiecare seară. Și asta se întâmplă în fiecare seară. Și, noi vrem ca ei să livreze rezultate, ca ei să livreze... Da, eu vreau, eu vreau ca numai așa lucrurile să se întâmple. Presa, în emisiuni, și prin, a, prin articole să facă presiune publică sănătoasă da, asupra, exact, asupra da, justiției da. ca ea să funcționeze. Așa este corect, da. da? Adică nu la telefon să-l sune un politician pe un judecător, dar societatea civilă, prin discuții, să facă o presiune sănătoasă. Eu cred că noi asta facem acum. Sunt sigură că domnul Balan nu se va lăsa influențat în vreun fel de discuțiile noastre de astăzi. Nu am, am eu ce sunt Judecătorul, pe cazul a, Asta cu certitudine. Da. Dar dumneavoastră ce credeți despre acest caz, domnule Gligor? Eu cred că cazul dosarele lui Andronache și Lublonski uh, sunt proba uh, faptului că justiția Republicii Moldova este moarte clinică. Uh, faptul că Blonski s-a întors în țară după doi ani de precum că de căutare, binevol, vorbește despre faptul că a avut o înțelegere atât cu unii uh, reprezentanți ai guvernării, asta este deducția mea, eu mi asum cât și cu organele de urmărire penală, care i-au garantat libertatea. Faptul că Blovanski nu are interdicția de a părăsi țara în momentul în care garanția financiară pentru buna lui purtare este de 0,1% sau 0,01% da, din valoarea banilor pe care i-a dilapidat. Exact. Uh, împreună cu partenerul său, uh, șeful său, uh, Vlad Andronachim, vorbește despre faptul, repet, că justiția Republicii Moldova și reforma justiției a uh, marca PAS, da? uh -huh. uh, implementată sub auspiciile uh, marelor juriști din PAS, este moarte clinică. Rămâne doar de uh, da, da, emis domnul, un certificat domn, Bala, nu chiar de deces de a sistemului. Nu, nu este chiar toată justi... uh -huh. justiția din Republica Moldova, mai sunt și alte procese inclusiv uh, procesele pornite la inițiativa și în urma investigațiilor făcute de Partidul Schimbării, de mine, de... Ați văzut săptămâna să asta, de exemplu, Procuratura Anticorupție a anunțat despre o uh, măsură în premieră, Eu numesc asta, cu împreună da, cu după francezi, patru ani de la... Uh, la lui Plahotniuc. Da, 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 după patru ani de la plecarea lui Plahotniuc, noi am ajuns în sfârșit să facem perchiziții niște... Tot da. nu vă place. Uh, eu numesc asta diversiune informațională, așa se făcea, făcea și pe timpul Plahotniuc. Atunci când se întâmpla ceva foarte rău, de exemplu, ieșa vreun blonski, da? în urma înțelegerilor care s-au făcut în spate, în tinebru, a, se arunca o bombă informațională care devia atenția de la negativul a, despre care cu adevărat trebuie să vorbim. Uh -huh. Aceste perchiziții, bun, au fost foarte bine, au fost sequestrate, nu s-au întors banii, nu s-a pronunțat o sentință definitivă și revocabilă. Nu. Au găsit 92.000 de euro, da? Și au pus sechestru pe niște bunuri despre care știa toată lumea în, prim, to lumea, în primul rând datorită jurnaliștilor investigații, de investigație da. și nu procurorilor. Uh, mă rog, poate dacă nu vorbea presa despre asta, până azi nu erau puse sechestrele. Când au mișcat un deget ani de zile pe multe episoade doamna Rață, și nu să știți asta. Uh, și cum se mișcă acum, la fel, bănuiesc eu, știți că știu și eu. De asta, nu avem despre ce vorbi. Uh, încă o dată, trei ani au trecut, aproape trei ani au trecut, nu s-a întâmplat nimic pozitiv în sensul uh, reformei justiției, curățirii sistemului, Pre-vetting-ul funcționează cu chiu cu vai, la Curtea Supremă, la pachet, a fost ce a fost, dumneavoastră știți foarte bine, au anulat zeci de decizii a Comisiei. Comisia de vetting, n-am mai înțeles care este statutul curent, uh, activitatea acestea.